În câteva luni, zeci de familii de pe unele străzi mici din Giurgiu vor beneficia de canalizare sau de alimentare cu apă, după ce aceste străzi au fost omise în proiectele mai mari pentru aducțiunea de apă și canalizare. Momentan se lucrează deja pe străzile Frasinului și Lainici, apoi vor urma și alte străzi. Suntem în execuție acum la Frasinului, vă dau un exemplu, pe canalizare și la Lainici pe apă potabilă. În 2-3 zile se termină. Până la sfârșitul săptămânii terminăm și una și alta. Urmează ca un număr de 10 străzi să beneficieze de extinderea rețelei de canalizare menajeră și alte 5 străzi de extinderea rețelei de alimentare cu apă. Astfel, drumul Fermei, ulița Păstorului, strada Cărămidarii Noi, strada Cărămidarii Vechi și intrarea Dâmboviței vor beneficia de extinderea rețelei de alimentare cu apă. Iar fundătura Cărămidarii Vechi, fundătura Dudului, ulița Păstorului, intrarea Dumbrăveni, fundătura Vlăsiei, ulița Lupeni, strada Victoriei, tronsonul 1 Mai, Gheorghe Doja, strada Salcei, de la numărul 17 spre strada Vasile Alexandrii, ulița Păstorului și ulița Cărămidarii Vechi vor beneficia de extinderea rețelei de canalizare menajeră. Până în septembrie, în mod categoric, pentru că nu sunt de lungimi mari, vor fi rezolvate și oamenii din aceste zone vor putea să se bucure de și de apă potabilă și de serviciu de canalizare. Lucrările sunt inițiate la comanda Consiliului Local și executate de către angajații APA Service SA.